Pe fumuri de la 13 ani, Agenția Națională Antidrog atrage atenția că debutul vârstei de consum a substanțelor psihoactive în rândul tinerilor a scăzut semnificativ. În plus, unele droguri se pot găsi foarte ușor. Chiar astăzi, 5 adolescente cu vârste cuprinse între 13 și 16 ani de la un centru de plasament din Iași au ajuns la spital după ce au consumat etnobotanice. Potrivit ultimelor date ale Agenției Naționale Antidrog, vârsta medie de consum a drogurilor este de 17,3 ani, iar vârsta de debut este de 13 ani. Potrivit rezultatelor, pe un eșantion reprezentativ de elevi cu vârsta de 16 ani, cel mai mare procent de adolescenți care au debutat în consum la vârsta de 13 ani sau mai devreme se înregistrează în cazul consumului de inhalante, 1,8% din totalul respondenților. Pe locul al doilea, la egalitate, se situează adolescenții care au debutat în consumul de cannabis, respectiv cei care au debutat la vârsta de 13 ani sau mai devreme în consumul de alcool cu pastile, 1,4%, iar pe locul al treilea se plasează debutul înainte de vârsta de 13 ani în consumul de noi substanțe psihoactive, 1,3%. Se arată într-un comunicat trimis de Agenția Națională Antidrog. Tragic este și faptul că tinerii găsesc prea ușor aceste substanțe. Astfel, tinerii cumpără cannabis sau noi substanțe psihoactive din locurile unde își petrec timpul liber, discoteci, baruri, cafenele, străzi și parcuri, dar chiar și de la școală sau de pe internet. Specialiștii atrag atenția și că cei mai mulți dintre copiii care ajung drogați la urgență au consumat noi substanțe psihoactive. În anul 2016, serviciile de tratament adresate consumatorilor de droguri au fost accesate de 329 de copii cu vârsta cuprinsă între 11 și 18 ani, reprezentând 9,3% din totalul persoanelor admise la tratament ca urmare a consumului de droguri. Cele mai multe urgențe medicale cauzate de consumul de droguri au fost atribuite consumului de noi substanțe psihoactive, 49% în cazul copiilor și 30% în cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, mai anunță specialiștii antidrog. Cel mai mare nivel al consumului este înregistrat la cannabis, 8,1%. Urmează noile substanțe psihoactive cu 5,1%, solvenți, substanțe inhalante cu 3,6% și cocaină cu 3,3%. În ultimul an, Ziar de Cluj și NCN au prezentat zeci de filmulețe cu adolescenți clujeni înghesați de drogul zombie, o substanță nouă din categoria etnobotanicelor care a făcut ravagii prin liceele din întreg județul. Și avocatul poporului s-a sesizat din oficiu după publicarea unor imagini cu numeroși tineri surprinși prăbușiți pe străzile orașului Câmpia Turzii, tineri care s-ar fi aflat sub influența acestui drog.